Fecioară. E, fecioara are activă zona sănătății, frumuseții, spaului, artei, sunt susținute artistele, artiștii, zodii care pot să susțină tot ceea ce înseamnă bonusul astral al fecioarei. Și mă refer aici la gemeni, la pești, la tauri, alții pot avea parte în săptămâna următoare de pierderi răsunătoare, deci și altele. Atenție la cum vă chivernisiți, unde vă puneți bunurile să nu facă pași, cine poate să vă afecteze câștigurile, lucrurile adunate. Dar, în esență, dacă știți să fiți atente, e o săptămână în care inspirația, muzele, și am pus egalitate între inspirație, puteți să puneți plus muze, totul se definește ca fiind prolific și poate să aducă câștiguri de bani sau, de ce nu, pentru că specialitatea mea asta este loc în cer, trepte spre cer.